În numele Tatălui, în Fiului și a Sfântului Duh. Slăviți să te rog. Aceasta e ultima din cele patru evanghelii cu bogați și provocarea de a împărți bogăția săracilor. Și aș vrea să spun că e evanghelia care pretinde cel mai mult. Dacă prima dorea bogatului să-i dea săracului Lazar numai fărâmiturile care cădeau de la masa lui și ar fi fost destul, în evanghelia aceasta cere tot. Nu fărâmituri, nu o parte, ci acest bogat, dacă ar vrea să primească de la Mântuitorul, încredințarea că are viața veșnică, ar fi trebuit să vândă toată averea, să o împartă săracilor. Deci, am putea zice că cele patru evanghelii care ne pun în față provocarea milosteniei arată un progres. Ca o scară care să arată că trebuie să facem din ce în ce mai mult în privința aceasta. Și chiar așa rău. Și cu cât facem mai mult în privința aceasta, cu cât suntem mai buni, mai darnici, cu atât ne pregătim mai mult iezdea sufletului nostru pentru a încape în ea Domnul Iisus Hristos, Cel ce e fără magii în bunătatea și în dărnicia și în iubirea Lui. Dacă această Evanghelie ne cere cel mai mult sau ne cere tot, ne cere așa de mult încât în majoritatea cazurilor această Evanghelie e trișată decât de cei ce o predică. Sunt două extreme. Unii o rezumă la păzirea poruncilor și zic că ea ne spune că ne mântuim păzind poruncile și efectiv e lăsat în uitare pasajul acesta cu vinde tot ce ai și împarte la săraci. Și cealaltă extremă, când iar lăsăm deoparte cerința aceasta extremă, spunând că mântuirea lui Domnul prin har și fără nicio plată și nouă ni se cere să facem nimic. Amândouă o evită interpretarea serioasă a acestei pilde pe care îmi pune față Evanghelia. Că într-un fel ea e o pildă. Prin ceea ce ne-a arătat tânărul bogat. Deci, ar vrea să spun că dacă ne cere mult această Evanghelie, este și Evanghelia care ne provoacă să vedem cât de mult primim. Sau am primit. Iar e interesant că tânărul din Evanghelie nu trăiește în timpul nostru. Deci, tânărul din Evanghelie se petrece înaintea răstignirii Mântuitorului, înaintea Învierii, înaintea revărsării Duhului Sfânt. Ori noi trăim după ele și noi putem vedea mult mai mult decât a văzut și a înțeles El. Și cred că de aceea e pusă acum și e pusă și în Evanghelie, pentru a fi o ușă deschisă, o provocare spre a privi mai departe. Oare de ce Mântuitorul se oprește la adresarea aceasta oarecum banală a Învățătorului? Bunul Învățător, ce să fac ca să moșinez viața de veci? Și Domnul Iisus zice, de ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu. Oare doar atâta vrea să lungească un pic vorba, să intre în vorbă cu El? Noi, după unii Sfinți Părinți, spunem că asta e o provocare pentru noi, la a ne gândi cine crede noi că e Hristos. Cine crede noi că e Cel ce se va naște sau Cel ce s-a născut în iezdea Betleemului. De aici se despart drumurile, între toate religiile și creștinism. Eu am mai spus și altă dată lucrul acesta. Sigur vă amintiți. Acest tânăr, după cum
cum arată și Evanghelia, dovedește multă nesinceritate. Chiar superficialitate. Și cum mărta și tatăl Dani mai înainte, Mântuitorul spune, chiar înainte de a apărea El, despre copii, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci Împărăția Lui Dumnezeu este a unor ca aceștia. Adevărat că este vouă, cine nu va primi Împărăția Lui Dumnezeu ca un prunc, nu va intra în ea. Acest tânăr contrastează la maxim cu copiii, pentru că el nu-i sincer. Nici în una, nici în alta, nici în păzirea poruncilor, nici ce-i cere Domnul și Domnul Iisus Hristos. De aceea îi spune de la început, când zice, pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât Bunul Dumnezeu. Cumva îl provoacă. Tu îți dai seama ce spui. Chiar vezi în mine pe cel prea bun. Chiar crezi că eu sunt Dumnezeu care am venit pe pământ? Sau o spui așa, ca o vorbă goală, superficial, dorind să pari mai priceput decât alții, nu zici doar învățător, zici bunul învățător. Oarecum seamănă cu ceea ce zicea profetul Maleahii poporului. Și dacă îmi numiți Tată, unde este cinstea pe care mi-o datorați? Și pentru noi, asta vă spuneam în început, pentru noi Evanghelia spune mai mult decât pentru El. Pentru că noi astăzi știm din celelalte locuri, din Scriptură, din Noul Testament, că Domnul Iisus Hristos n-a venit pe pământ ca un înger, ca un profet, ca un învățător, ca un învățător deosebit, ci El a venit pe pământ ca Dumnezeu însuși. Dumnezeu s-a făcut om. De aceea n-a fost deloc greșit dacă acesta ne-a spus învățătorile bun, dar conștient de ceea ce spun, convins că îl are în fața Lui pe însuși Dumnezeu făcut om. Nu un învățător mai deosebit. Deci aici e problema Lui. Și aici e de multe ori și problema noastră. Fratele Silvia amintea despre credința noastră în Sfânta Trăime. Noi credem că Dumnezeu nu-i un însingurat. Unul singur. Noi credem în cele trei persoane ale Sfintei Trăime. Și noi credem în această venire a Fiului Dumnezeu, al Fiului Celui Veșnic, al Tatălui, pe pământ, a nașterii Lui prin Sfânta Fecioară Maria. Și asta ne spune nouă că Dumnezeu însuși a venit la noi. Mântuirea noastră e ceva ce are de-a face cu însăși ființa Lui Dumnezeu. E ceva ce se petrece în interiorul Lui, în inima Lui Dumnezeu. De acolo vine iubirea. Și fără aceasta, dacă noi nu credem că Hristos e Fiul Lui Dumnezeu, nici n-are rost să vorbim de iubirea Lui Dumnezeu. Umblă acum Martorul Jehova cu multe reviste și fac multă publicitate în care și Egipt. Și vorbesc de Dumnezeu și despre iubirea Lui. Păi, dacă Dumnezeu însuși nu vine pe pământ în persoana Fiului Lui, ca să arate chiar prin jertfa de pe cruce, cât de mult îi pasă de noi că se dă pe sine însuși morții și iadului, ca să ne scoată pe noi de acolo. Totu-i poveste și minciună. Doar în asta se vede. Și asta a spus și Domnul Hristos. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat ce? Un înger? O planetă? O galaxie? Un roi de stele? A dat pe însuși, pe singurul Fiu. Pe El l-a dat. Din inima Lui, din sânul Dumnezeii, a venit Hristos. Și s-a făcut om ca să ne mântuiască pe noi. Și de asta aș îndrăzni să spun și am promis la început că aici, în Evanghelia aceasta, se vede temeiul pentru ceea ce ne cere Hristos. Ne cere mult, ne cere tot, pentru că El a dat mult. Pentru că El a dat tot. El s-a dat pe Sine. El a lăsat raiul, a lăsat cele cerești și a venit ca să ne îmbogățească pe noi.
cei pământești, cei sărași, cei robiți, cei orbiți, cei ce înnecăm platnic spre ea. Însă, mai este ceva ce aș vrea să pun lângă ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Pentru că unul din motivele pentru care noi, să zic așa, evităm să interpretăm literalmente această Evanghelie, este convingerea noastră că numai Hristos a făcut așa de mult. Și e adevărat, într-un sens, e adevărat că numai Hristos a făcut așa de mult. Dar la fel de adevărat, că au făcut și alții, omenește vorbind, la fel de mult. Și nu o spun de la mine. O spune Sfânta Scriptură. Deci chiar prima promisiune mai complexă, să zic așa, despre mântuirea oamenilor, Dumnezeu o face văzând ceea ce a făcut un om. Și noi am mai citit și altă dată din Cartea Genesei, când Dumnezeu îi spune lui Avram și ca să vedeți că nu e un cuvânt marginal, un cuvânt pe care iar am putea să lăsăm ușor deoparte. Uitați cum spune Dumnezeu după ce Avram îl jertfește pe Isaac pe muntele Moria. Juratul m-am pe mine însumi, că de vreme ce ai făcut aceasta și n-ai cruțat nici pe singurul tău fiu pentru mine, de aceea te voi binecuvânta cu binecuvântarea mea. Și voi binecuvânta prin neamul tău toate popoarele pământului, pentru că ai ascultat glasul meu. Dumnezeu, văzând jertfa lui Avram, vine și spune, pentru că tu ai făcut aceasta, și eu voi face ceea ce ai făcut tu, ca să mântuiesc toate neamurile. De aceea e așa de mare Avram. Și în sânul lui sperau și sperăm să ajungem în Rai. Pentru că el a avut atâta credință încât l-a impresionat și l-a provocat pe însuși Dumnezeu. Orice aveam noi să spunem, după teologia apuseană a suveranității lui Dumnezeu, nu putem scoate afară textul acesta în care îi se arată ce mare valoare are lucrarea omului. Dacă n-ar fi fost aceasta, Dumnezeu n-ar fi rostit aceste cuvinte. Dumnezeu și-a jurat pe El însuși că va face și El ce a făcut Avram ca să mântuiască lumea. Vine apoi Moise, care la fel ne uimește și arată că sunt și între oameni, oameni care fac ceea ce a făcut sau va face Dumnezeu. Când poporul a căzut, Dumnezeu s-a supărat pe ei, l-a chemat pe Moise și a spus, Moise, e gata, m-am hotărât. Îi șterg. Pe toți îi șterg din Cartea Vieții. M-am săturat să îi mai tot păsuiesc, îi mai tot port. N-are niciun loc. Îi șterg pe toți și rămâi numai tu și casa ta. Și din tine o să fac un neam mare. Ce spune Moise? Ai cât ar fi căzut la testul acesta. Cât ar fi spus, Doamne, dacă tu așa zici și vezi că nu se mai poate nimic cu poporul acesta, păi am eu oricum o familie bine întemeiată, alcătuită, cu neamuri, cu așa, să fie cum nici tu. Moise n-a zis așa. Doamne, dacă îi ștergi pe ei, mă ștergi și pe mine. Eu nu vreau să faci un neam al moiseștilor. Nu vreau să mă mântuiesc singur. Și Dumnezeu și atunci a exclamat și a fost uimit de răspunsul lui Moise. Văzând câtă dragoste jertfelnic are Moise pentru poporul lui, pentru semenii lui. Neapărat trebuie să spunem, mai ales că nu de mult a fost sărbătoarea întâlnirii Biserica Maicii și Domnului, dacă aceste două exemple ne uimesc, al lui Avram și al lui Moise, mai sunt și altele în Biblie, exemplul Maicii Domnului e mai mare. Fără seamă mai mare decât și al lui Moise și al lui Avram. De aceea, niciodată teologii ortodoxi nu s-au sfiit să o înalți și să vadă locul ei și rostul ei în economia mântuirii. Dacă Dumnezeu s-a jurat
lui Avram și a spus: Avrame, pentru fapta ta voi face fapta mea. Și Avram încă nu și-a lepit fiul, cu cât mai mult a contat în planul lui Dumnezeu răspunsul Maicii Domnului. Că atunci când Îngerul i-a spus că e aleasă, a zis: fie mie după cuvântul tău, iată roaba ta. Și de asemenea, cât de mult contează participarea ei la jertfa Domnului Iisus Hristos de pe cruce, într-un mod unic, pentru că doar ea singură în tot Universul privea pe Fiul împreună cu Tatăl Ceresc. Tatăl Ceresc privea ca pe Fiul lui, ea ca pe Fiul ei. De aceea, să nu ne temem de evlavia mare pe care Maica Domnului are în biserica noastră, sau care o avem la Maica Domnului. Și am pus în fața noastră aceste exemple ca să avem convingerea că se poate schimba ceva. Pentru că dacă noi evităm chiar să vorbim sincer și real despre ce înseamnă aceste cuvinte ale Mântuitorului, vă dați seama cum stăm cu practica. Dacă nici măcar nu avem curajul să spunem care e esența și chemarea lor tare, cu siguranță că de făcut facem infinit mai puțin. Însă, dacă privim la aceste lei, dacă vedem întâi pe Domnul Iisus Hristos, care pentru îmbogățirea noastră, celor goi și săraci, a venit pe pământ și s-a făcut om, dacă vedem lângă el exemplu Maicii Domnului, apoi altor sfinți, a Sfântului Andrei, care și el a jertfit tot și a venit chiar și în țara noastră ca să îl vestească pe Hristos, dacă vedem și pe cei dinaintea noastră, din lucrarea voastră, care de asemenea au jertfit tot pentru a-l duce mai departe pe Hristos, am putea îndrăzni să credem că și noi putem da mai mult. Pentru că asta e chemarea acestei Evanghelii. Să dăm mai mult decât am dat până acum. Vedeți, în felul nostru și noi spunem exact ca și acest tânăr: Doamne, te-am văzut toată. Și nu prea ne convine să ni se spună astăzi în Evanghelie: ai făcut un ceva. Dar dacă vrei să moștenești împărăția, trebuie să vinzi tot. Și să dai săracii. Chiar și, cum zicea Părinte Ioan dimineață, problema noastră e când ni se arată acele lucruri de care încă inima noastră e legată. Normal, dacă suntem săraci, nu are cum să fie legată de bogăție. Dar sunt alte patimi, sunt alte lucruri care ne leagă. Și ultima parte, aș vrea să fie o provocare la a încerca să punem în practică fiecare dintre noi chemarea aceasta a dărniciei. E așa de banal, nu fiecare an auzim aceste evanghelii, se organizează ceva, colindu-o la spital, un dar în stânga, în dreapta, la penitenciar. Dar oare e destul atâta? Dacă ar fi să facem această schimbare mare pe care ne arată Evanghelia, să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine, dacă ne-am pune noi în locul celor pe care ajutăm și ne-am gândit la cât dăm, ar fi suficient cât facem. Evanghelia, în mod fericit, cam totdeauna e completată de apostolul zilei. Și dacă în Evanghelie eu am încercat să arăt o bază teologică, să zic așa, pentru chemarea aceasta de a fi mai darnici, ba chiar de a ne pune problema mântuirii întotdeauna împreună cu alții. Și niciodată în mod individual. Pentru că asta îi spune clar cuvântul lui Dumnezeu. Cine gândește doar la mântuirea lui, nu are nicio tangență cu mântuirea adevărată. De-abia când
te gândești și la celălalt sau la ceilalți, ești pe aproape. Sau ești pe drumul mântuirii. Ori asta înseamnă o schimbare mare. Sau trebuie să ducă la schimbări mari. Și în practica de zi cu zi a vieții noastre. Și mai ales acum, în timpul postului, să începem ceva concret. Și Sfântul Apostol Pavel zice în Apostolul Coloseni, capitolul 3. Îmbrăcați-vă, dar ca aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării. Dacă îndurarea ar trebui să fie starea sufletului nostru, adică să te uiți cu îndurare la orice om care are o nevoie, milostivirea ar fi forma concretă în care îl ajut. Adică nu rămân numai la zice nimilă de el și simt că mi se rupe inima. Dar îl las tot căzut și tot fără ajutor. Ci transpun îndurarea din inima mea, mila, într-o faptă de milostenie. Într-o faptă concretă prin care cel de care zică mi milă să simtă, să vadă efectiv că vreau să-l ajut, că-l iubesc, că-mi pasă de el. Cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Aș vrea să ne oprim puțin de tot la smerenie. Pentru că în dorința noastră de a face bine cuiva, mândria ne împiedică foarte mult. Logic. Într-un fel, mândria e o urmare a logică, desfășurării lucrurilor. Te uiți la omul care are nevoie și imediat zici, eu stau mai bine ca el. Pentru că eu am ceea ce el nu are. În spite de a te vedea mai sus, de a privi pe el de sus, oarecum umilindu-l, e foarte mare și strică tot. Că după aceea și dacă îi dai deja. De aceea, Sfântul Apostol Pavel zice că trebuie să punem lângă milostivirile îndurării smerenie. Și cum putem face asta? Iar ne întoarcem la Evanghelie și la baza teologică. Văzând că, chiar dacă noi avem ceva mai mult decât el, sau stăm cumva mai bine decât el, în plan spiritual sau material, nu-i de la noi. Îi da. Am primit de la Dumnezeu. A Lui trebuie să fie lauda, a noastră trebuie să fie smerenia. Și dacă vedem pe cineva mai jos decât noi, trebuie să zicem, Doamne, dacă nu ai fi avut milă de mine în mod special, nu m-ai fi ajutat Tu într-un fel și în altul. Era mai rău decât el. Și atunci, automat, te uiți la cel căzut, în patim sau în sărăcie, cu alți ochi. Și atunci îl poți ridica, pentru că te uiți cu smerenie și cu dragoste. Și îi dai speranță chiar pe cum te uiți la el. Cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și iertând unii altora. Dacă cineva are vreo plângere împotriva cuiva, după cum și Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi. Iar e clar. Totdeauna când vrei să ajuți pe cineva, trebuie să-l și ierți. Pentru că vei vedea că omul de năcază și de păcat. Dacă au ajuns la sărăcie sau la tot felul de probleme, e și din cauza unor păcate, a unor alegeri greșite. Și vei zice, sau vei fi ispitit, zici, păi nu-l ajut, că uite cum își strică banii pe țigări, nu o să-și cumpere pâine sau altceva. Și atunci ce faci? Nu mai ajuns pe nimeni, pentru că vei putea vedea ușor că fiecare om sărac a ajuns la sărăcie din cauza unor păcate. Ba da, ajută. Îl iertăm întâi pentru greșeala lui, așa cum și pe noi ierta Hristos și ne iartă, și mergem mai departe. Peste toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragoste, sau într-o dragoste care este legătura de săvârșire. Și pacea lui Hristos, pentru care ați fost chemați ca să fiți un trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori, cuvântul lui Hristos să lucrească într-un voi cu bogăție. Învățați-vă și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea. Cântați inimile voastre Dumnezeu, mulțumindu-i în san, în laude și în cântări cu obicești. Mă bucur și ne bucurăm, pentru că mai ales partea aceasta din urmă o facem. Cântăm și ne bucurăm, mulțumindu-i în psalm și în cântări și în laude duhovnicești. Și iară, ar trebui să vedem și în ea o încurajare și o întărire noastră spre a face și partea cealaltă mai grea, mai practic, care nu se face aici în spațiu adunării sau al bisericii. Și ca o încurajare și o provocare,
Am vrea să vedem în această chemare la facere de bine, să zicem așa, maximă sau exagerată, cum nu ne prea convine nouă. De fapt, chiar chemarea mântuirii noastre. În mod concret, să știți, oricât am vorbit noi, unii sau alții, până nu începem să facem bine, în mod serios, altora, cu simț, cu inimă, cu dragoste, cu rugăciune, nu scăpăm de patru. Vorbim de o mântuire teoretică, lozinci. Suntem tot în tagma fariseilor, care ne rodăm chiar în fața Domnului. Doamne, vezi ce deosebit suntem noi. Uite, am făcut toate poruncile. Și nici măcar nu sesizăm că suntem departe. Dar în momentul în care începem să punem în practică și să căutăm din toată inima și cu lucruri concrete binele celui de lângă noi, vom vedea că lucrurile se mișcă serios și în privința transformării, a lumii noastre. Începem să descoperim că făcând aceste fapte de dragul lui Hristos, Hristos însuși vine și își face casă, locaș, este în sufletul nostru și în viața noastră. Amin. Slavă Tatălui Fiului și Sfântului Duh.